Merge. Ce ne spuneți de acțiunea de astăzi? Personal mă bucur că am ajuns și la dumneavoastră și eu cred că este un lucru benefic pentru copii și juniori. Aceste mici sunt necesare pentru a se antrena, pentru a crește în valoare, pentru, eu știu, pentru viitorul lor. Antrenorii și copiii au nevoie de mingi, în primul rând. Și cred că e o acțiune reușită. Sperăm ca ea să continue. Am înțeles că în septembrie va veni a doua tranșă. Iar noi, sigur că ne bucurăm că va avem pe dumneavoastră alături de noi, copiii de asemenea. Ce să spun mai mult? Sunt fericiți că putem să oferim aceste mingi copiilor. Se umple România de mingi, nu mai trebuie fotbaliști. Doamne ajută, aveți dreptate, da. Ați văzut că toată lumea până aseară ne întreba de Grecia și tot timpul am spus că deocamdată noi ne uităm la televizor și vedem Grecia la un campionat mondial. Ați văzut că nu este chiar așa. Grecii sunt mult peste noi, din toate punctele de vedere, de la atitudine, dăruire, forța grupului. Chiar dacă au anumiți jucători în vârstă, ați văzut ce înseamnă determinare și șansa de a crede până în ultimul minut. Și uitați că s-au calificat mai departe. Ce a lipsit României să ajungă în Brazilia? Ceea ce ne-a lipsit în ultimii ani. Ce să spun, această determinare, acest, eu știu, dăruire, în momentul când vii la echipa națională, eu cred că trebuie să lași totul deoparte, indiferent la ce club joci și ce bani câștigi, și să dai totul pentru suporteri și pentru țara ta. Eu cred că unitatea de grup ne-a lipsit și șansa. Dar deocamdată, eu cred că vorbim de valoare. Deci va trebui să creștem mult în valoare, iar șansa noastră este tinerii care vin din urmă. Va trebui să avem răbdare, o să vedeți. Ce favorit aveți la campionatul mondial? Eu am Germania, Argentina, dar se pot întâmpla multe la ce surpriză am văzut, adică se joacă la un nivel extraordinar. Un fotbal foarte spectaculos. Dar eu cred în Germania că are șanse să ajungă să joace finala. De Alba Iulia, ce vă legați? Jucat pe stadionul Cetate? Mi-au adus aminte de aici când am alergat copilul de mici, nu am cum să uit, am jucat în Cupa României, mi-aduc aminte cu Steaua, acel 3-0 ne-a dat un meci pierdut, a jucat Pandora, avea două galbeni suspendat. Am pierdut cu 3-0 și la 2-0, dacă n-am alergat un copil pe aici, că nu mai îndădeam, era normal. Da, îmi pare rău că un asemenea oraș nu are o echipă în prima ligă sau, eu știu, nu este susținut de primărie așa cum ar trebui susținut. Stadionul este extraordinar, nu s-a mai investit. Sunt multe stadioane în care primarii actual nu prea au investit, chiar și la mine la Pitești, asemenea. Să vedem ce se va întâmpla anul acesta. Dar fără ajutorul primăriei, eu cred că fotbalul românesc va fi foarte greu. Va fi foarte greu să supraviețuiască. În toamnă o să înceapă campania pentru calificare la Europeanul din 2016. România în grupă cu Grecia, Ungaria. O grupă, putem spune, accesibil. Dificilă. Pentru accesibilă, noi, dificilă. Pentru noi, eu zic, foarte dificilă. Dar avem șansa noastră. Deci, depinde de unitatea de grup, de selecționer, ce jucători vor fi selecționați pentru meciurile respective și de șansă. Putem vorbi de un schimb de generații? Din mers, da. Eu cred că este necesar, dar va trebui să ne bazăm și pe jucătorii cu experiență pe care îi avem și care sunt într-o formă bună, indiferent de vârstă, pentru a ne atinge scopul, pentru a ne califica. Păi ce să fac? Dacă ne vom califica la un campionat european și eu cred că avem o șansă și va trebui să ne gândim că putem să ne calificăm la un campionat european, atunci ne vom putea gândi și la un mondial ulterior. Care sunt șansele echipelor românești în cupele europene pentru tragerea la sorți? Da, Steaua rămâne totuși. Steaua, o echipă puternică, eu cred că avem șansa noastră. Ați văzut și cu ceva timp în urmă Pandurii Târgu Jiu au făcut o figură foarte frumoasă, nu știu. Ce să vă spun, situația în fotbalul românesc este una grea din punct de vedere financiar. Cunoaștem cu toții ceea ce se întâmplă în fotbal românesc și în viața de zi cu zi a românilor. Va fi foarte greu. Dar eu cred în echipele care sunt calificate că vor face o figură frumoasă. Vom avea, nu sezonul care urmează, peste încă un sezon, 4 meciuri Steaua Dinamo în acel sistem play-off propus de Federația Română de Fotbal, Liga Profesionistă de Fotbal. Ce ne puteți spune despre aceste dueluri în care dumneavoastră ați participat foarte des? Da, eu cred că pentru cele două echipe este un lucru, și pentru suporteri în primul rând, un lucru fantastic. Se făcea lucrul ăsta cu ani în urmă.
Eu știu, în București cel puțin se jucau mai multe jocuri, erau acele meciuri senzaționale și sperăm să, ca stadioanele noastre să înceapă să se umple, că fără suporteri fotbalul parcă nu are nicio, nu știu, nicio noimă. Nu, mi se, avem prea multe echipe cu 30-40 de suporteri. E ceva ciudat pentru mine în prima ligă să ai 4-5 echipe fără suporteri. Ați evoluat în străinătate, în România, de ce acolo merg spectatorii, la noi nu merg? Cred că educație, cred că viața pe care o au ei, cel puțin am jucat în Germania. Și nu numai în Bundesliga, am jucat și 7 luni în Liga a doua și vreau să vă spun că aveam o echipă foarte slabă. Deci ocaziile pe care le aveam erau cornere și loviturile libere și aveam 25.000 de spectatori la fiecare meci la Kickers Offenbach. Deci am rămas impresionat, am zis, incredibil, veneau să se simtă bine, susțineau echipa, vă spun, aveam un joc foarte, foarte slab. Și totuși suporterii veneau. Deci au o altă educație, nu știu, vin cu plăcere la stadion, au o altă viață, pe când ai noștri, ne este greu să le cerem să vină să vadă un meci, să plătească, când viața lor este una foarte grea. Și poate să fie și nivelul fotbalului, care este destul de scăzut, un motiv? Sunt foarte convins că ați văzut că atunci când avem rezultate, fie la echipă de club, precum Steaua, Dinamo, Rapid sau eu știu ce fără, și echipa națională, suporterii au venit jos pălăria. Deci noi nu am putut să ne ridicăm în ultimele meciuri la nivelul suporterilor, din păcate. Da, cu siguranță. Cum vom avea rezultate, vă spun că, cel puțin vorbesc din punctul meu de vedere, la echipa națională, suporterii ne-au susținut necondiționat. Vă mulțumim! Și eu mulțumim!